Natalia Elena Intotero, președinte al Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, primim următorul mesaj. Domnului pastor conferențial universitar, dr. Daniel Marius Mariș, rector, către Institutul Teologic Baptist din București. Stimate domnule rector, distins auditoriu, doamnelor și domnilor, în numele Comisiei pentru Învățământ a Camerei Deputaților, Salut cu cea mai înaltă considerație participanții la acest eveniment aniversar al Institutului Teologic Baptist din București. Vă mulțumim pentru invitația adresată de a fi alături de dumneavoastră la sărbătorirea a 100 de ani de existență a Institutului. Comisia pentru Învățământ a apreciat întotdeauna activitatea universitară din România și a susținut proiectele academice derulate de instituțiile de învățământ superior. Provocările societății contemporane, modificările din mediul social, marcate de evenimentele și inovațiile din perioada postmodernității, criza sanitară din ultima perioadă, au efecte profunde în spațiul educațional, spiritual și familial. Tinerii de astăzi, viitorii adulți, trebuie să fie nu doar buni specialiști, profesioniști, ci și cetățeni implicați preocupați de destinul României, în particular, al Uniunii Europene în general, într-o armonizare a traseului personal de viață cu statutul de ființă integrată într-o anume comunitate. De aceea, Comisia noastră își dorește continuarea bunei colaborări cu mediul universitar și susținerea inițiativelor legislative menite de a, în a ajuta la buna desfășurare a activității științifice și educaționale românești. De-a lungul timpului, Institutul Teologii Baptist din București a devenit una dintre cele mai prestigioase universități din România și nu numai, oferind o educație universitară la standardele cele mai înalte. Exprimându-mi încă o dată aprecierea și admirația pentru organizarea unui astfel de eveniment, urez succes de plin lucrărilor aniversare, științifice și expoziționale derulate. Felicităm întreaga comunitate academică a Institutului ce sărbătorește jubileul celor 100 de ani, semnează Natalia Elena Intotero, președinte. De asemenea, un mesaj din partea domnului profesor Mihnea Costoiu, rector al Universității Politehnice din București. Stimatele, domnule rector, un secol de existență a Institutului Teologic Baptist din București înseamnă nu doar tradiție în nobila misiune de extindere a creștinătății în țară, ci și un impact extrem de pozitiv asupra societății. Contribuția pe care instituția pe care o reprezentați o aduce proiectelor umanitare, cât și educației din țară, reprezintă motive solide pentru care îmi exprim admirația față de instituția și comunitatea academică pe care o reprezentați. Pentru aceste reușite, vă felicit și vă mulțumesc. Consider că misiunea de a răspândi în România creștinismul, împreună cu valorile testate în timp ale învățăturii Sfintelor Scripturi, este esențială pentru asigurarea bunăstării unui popor care are nevoie de repere mai mult decât oricând. Vă mulțumesc pentru invitația cu care m-ați onorat. Însă vă transmit cu strângere de inimă că angajamente anterioare îmi fac imposibilă participarea la evenimentul aniversar din data de 10 octombrie. Vă transmit însă respectul și susținerea comunității pe care o reprezint pentru proiectele cu un impact pozitiv pe care le dezvoltați, în speranța că vom putea susține cât mai mult pe viitor inițiativele extraordinare cu impact benefic pentru societate ale instituției pe care o coordonați, vă asigur de toată considerația mea. Cu stimă, Mihnea Costoiu, rector